Vă zic bună ziua încă o dată și cu scuze de rigoare pentru întârziere, vreau să trecem la fapte. Mă văd aici în spate, nu, cred că vocea contează, ca să aveți onorul ăsta. Am venit să vă vorbesc despre cărțile mele și despre evenimentele pe care le tratează. Par să fie niște cărți care au... Nu știu, să-l prim pe ăsta, nu merge? Nu merge. Nu merge, nu merge. Așa. Par să fie cărți care nu au legătură unele cu altele, decât acelea care sunt în seria cu decembrie 89, dar avem și despre criza politică din 2012, jurnalul unui pujatat, și avem de asemenea această ultimă carte publicată până acum, care este cumva vedeta zilei, Miracolul din Noiembrie, uimitoarea poveste a zilei în care diaspora și Facebook au obținut o victorie eroică. Toate cărțile acestea, mai puțin Hagi, care e o poveste separată, au o legătură între ele, de asemenea și filmul DVD pe care îl vedeți. Au o legătură despre care vă vorbesc, un fir roșu. Eu sunt Grigore Cartianu, am 47 de ani, fac presă din 91, august, adică am făcut 25 de ani. Am avut șansa ca fiind student la București, student și când a fost 89, mă rog, Revoluție sau ce a fost, vorbim mai târziu un pic, și în 89 eram student anul 2, evident, piața universității 90, dar în 91 m-am apucat de presă, când aveam de făcut 2 ani de facultate, inginerie, construcție mașini, la Politehnica Bucureșteană. M-am avut șansa că prima ușă de redacție pe care am deschis-o a fost la Express Magazin Raiul Cristoiu, care era liderul de piață de vânzări, vindea 700.000 de exemplare, un săptămânal. După care, în iunie 92, Cristoiu a zis, dăm drumul, adică mai devreme, dar nu i-am dat drumul, și pe 22 iunie 92 a pornit ziarul și în primul număr am și eu mândria personală că am un articol mare publicat, semnat pe ultima pagină a ziarului. Am participat și la echipa, am fost parte din echipa fondatoare la Evenimentul Zilei, în 92. În 97 am fost parte din echipa fondatoare și în echipa de proiect a ziarului ProSport, pentru că la Evenimentul Zilei, Cristoiu, în scurtă vreme, m-a pus șef de departament sport, că a văzut că eram cu fotbalul peste tot. Și așadar, al doilea ziar, acolo cu Cătălin Dăutan și cu Ioan Ițoaia, am proiectat acest ziar la Adrian Sârbu, am vedea pro. Și sigur că după aceea am revenit la Evenimentul Zilei în 2004 până în 2008, ca prim redactor șef adjunct, iar din 2008 am mers la Adevărul ca redactor șef și am plecat la Adevărul, am stat redactor șef 6 ani, acum 2 ani, după aceea directorul editorial până în vara asta, când am trecut la România Liberă. Dar unde nu mi-am mai asumat o activitate executivă, pentru că am tras concluzia că nu mai pot totuși să trag așa de bunește și să conduc ziar și să fac seara emisiune și să scriu cărțile acestea care trebuie documentate de lung ziua și noaptea trebuie scrise. Am tras așa, dar poate că vârsta și cel și atributul și de la un punct încoace am zis numai ori, nu pot să le fac pe toate. Și cărțile au rămas pasiunea mea, numărul unu, pentru că am observat că ziarele sunt destul de efemere. De asemenea și emisiunile. Produc impact pe moment, o zi, pe două, pe trei, după care vin altele peste ele, acoperă, le șterg din memorie. Cărțile, în schimb, au altă anvergură și altă viață. Trăiesc poate și după 50 de ani sau după 100 de ani. Uneori chiar devin mai prețioase peste timp în biblioteci, mai ales dacă au și autograful autorului. Acum, de exemplu, să cumpere o carte cu autograful lui Liviu Ebreanu, păi trebuie să scoți câteva sute de euro, dacă nu, cel puțin 1000 de euro. Asta este. Nu mai e în viață ca să mai putem lua autografe și fiind un mare scriitor, evident, n-am vrut să fac o ocupație forțată, dar am spus doar să arăt ce înseamnă. În timpul vieții sale nu costa nimic autograful. Am avut șansa și în același timp ghinionul de a conduce ziare sau departamente de presă cam de la începuturile meseriei. Doar la Express Magazin până în 92. La scurtă vreme, după ce a pornit Evenimentul Zilei, din august 92, Cristian m-a pus în departament și de atunci am avut și șansa, pentru că am putut să iau decizii, am putut să creez în presă nevoie de multă creativitate, ca și în politică, de altfel. Și în viață, în general, să fim creativi, să nu fim plafonați. Am putut să dau filmul liber imaginației, dar nu în sensul de a inventa, ci de a găsi soluții, formule interesante pentru public. Și de asemenea a fost și un blestem pentru că am fost legat de redacții și a trebuit mai de cele mai multe ori să
se gândesc pentru alții, cumva ideile mele bune să le, cu altruism, ca șef așa trebuie să faci, să le dau unui reporter care să le, să le documenteze, să le, așa, și să le, să-și pune semnătura pe ele. Cei mai plăcuți ani, acela de moment a fost acela când mi-am permis să iau de o fereastră în care să mă duc să, să documentez. Iar atunci când, când am fost, dacă trebuie să documentez ceva cu adevărat, ceva serios, atunci a fost această idee cu decembrie 89. De ce am făcut-o? Pentru că mi se pare că, și acum cred că a fost cel mai important eveniment din istoria noastră în ultimii 50-60 de ani, măcar de la 64 la eliberarea ultimilor decesuri politici, că până atunci au fost altfel de evenimente, teroarea stalinistă, comunistă, cu sute de mii de arestați și cu zeci de mii de morți prin pușcările comuniste și la canal și peste tot. Deci, eu eram mai mult subit ca ziarist și cetățean, cititor, că în anul 2002 am făcut, după 10 ani de presă sportivă, de colitărie sportivă, de cronică sportivă, am revenit la presa generalistă, acolo unde debutasem, și am zis că pierd vremea cu Mitică Dragomir și cu Nașul Micea Sandu și cu clanul Becali, miză prea mică, scrisem despre ei de sute de ori, îi făcusem dușmani, mă spurcasem la televizor peste tot, dar nu asta era problema, era problema că parcă mă vârteam în cerc. Erau mize prea mici, pentru că ce mi se pare mie că e o miză foarte mare. Mizele politice sunt mai mari, pentru că de ele depinde de piața noastră. Dar acel decembrie 89 mi se pare că e o miză gazetărească fără egal. Și dacă nimeni n-a făcut-o și dacă eu sunt nemulțumit că nu am ce citi la nivelul la care vreau să citesc, înseamnă că tot așteptând să facă unul sau altul, nu va face nimeni. Poate că e cazul să mă apuc eu să fac. Și atunci am revenit la presa generalistă. Și m-am apucat de documentare. Am vrut să fac o carte, au ieșit 3 și vor fi 5. 5 volume de această serie, care vedeți acolo, Sfârșitul Ceaușeștilor, Crimele Revoluției, Teroriștii pentru noi, dintre noi. Sunt cărți de peste 500 de pagini. Le-am reunit pe primele două și un pic din volumul 3 în această ediție enciclopedică ilustrată, Cartea Revoluției. Este o ediție care are aproape 400 de imagini, facsimile, documente. De altfel, o puternică secțiune de documente, de facsimile și de diverse anexe, găsiți la finalul fiecărui volum cam așa, 70-80 de pagini din cele 500. Această Cartea Revoluției are o calitate specială, e o bijuterie grafică și tipografică, e tipărită în Italia și repet, are ilustrație pe fiecare capitol, exact cum ne vorbești de ceva, ai și imaginea personajelor sau secvențe grăitoare de acele evenimente. Bună ziua, bine ați venit și vreau să vă spun că cel întârziat astăzi sunt eu, dumneavoastră, m-au așteptat colegii voastre vreo 3 sfert de oră, așa că îngăduința e reciprocă, data asta. Filmul este făcut de maestrul Radu Gabrea, regizat de Radu Gabrea. După ce nu ne cunoșteam, am citit cartea Sfârșitul Ceaușeștilor, mi-a plăcut foarte mult și a zis că trebuie să facem neapărat un film documentar, un docudrama. Filmul a câștigat pe prima poziție concursul de la Consiliul Național de Cinematografie pentru Eu am scris scenariul și acest scenariu a câștigat acest loc întâi și finanțare ca să fie realizat. Și are, pe lângă varianta limba română, pe acel DVD se află la o simplă opțiune din mouse. Are și variantele de subtitrare în limba engleză, franceză, spaniolă și germană. Deci dacă aveți prieteni care nu știu limba română, dar știu limbile astea, e un film pe care pot vedea. Este un documentar realizat în stil Discovery, cu actori care reconstituie ultimele, care joacă rolul personajelor din ultimele 3 zile al Ceaușeștilor, 22-25 decembrie 89. N-aveam imagini despre Ceaușești de la fuga lor cu elicopterul de pe Comitetul Central de pe acoperiș pe 22 până pe 25 la execuție. Nu aveam imagini până la procesul lor, un proces, o mascaradă acolo, judiciară. Ca atare a fost nevoie, folosind imagini de arhivă la televiziunea română, prin reprezentanții Bucureștiului,
și alte goviște de asemenea, a trebuit să reconstituim cu actori, să jucăm acele momente. Este, de fapt, cartea aceea, Sfântul Ceaușescu și filmul respectiv, sunt singură mărturii bine întemeiate despre ce au făcut în cele 3 zile. Există și o valoare istorică a acestei reconstituiri, și anume faptul că toată teoria oficială pe care o vedeați dumneavoastră pe televizor și care trăim de cel 99, cu emoții, cu speranțe și cu disperare, că mureau oameni, așadar, tot ce ați văzut era uriașă minciună. Pe televizor aflam cu totul altceva despre Ceaușescu decât ce se întâmplă în realitate. Și, de fapt, cu multe altele. O să vedeți că, dacă vorbim de cel 99, vreau să parcurg, după aceea mă fixez un pic în 89 și un pic pe miracolul din noiembrie, pe 2014, dar vreau să duc firul ăsta roșu să vă spun că de ce sunt aceste cărți legate între ele. Ce le leagă? Leagă acest fir roșu numit propagandă, minciună, diversiune. Sigur că de cel 99 au murit oameni, urmare a diversiunii, urmare a instigărilor televizate sau militare, politice. Ulterior nu au murit oameni, dar au murit speranțe, au murit bunul simț politic, de exemplu, în 2014. Minciuna a fost la ea acasă. Bajocura la adresa românilor a fost totală în noiembrie 2014. Cu toții avem, sau mulți dintre noi avem rude, cunoscuți, prieteni, foști colegi, care se află în străinătate, în diaspora, cum spunem. Cu toții am văzut ce s-a întâmplat atunci. Confrații noștri, pur și simplu, au fost obligați ca dacă vor să-și dea un vot, un vot, un simplu vot, să stea 7 ore, 10 ore, 12 ore chiar la cozi infernale. În noiembrie, în frig, în ploaie, în vânt, oameni care aveau suferințe. În cartea aceasta o să găsiți multă emoție, pentru că subtitlul este Uimitoarea poveste a zilei în care diaspora și Facebook au obținut o victorie eroică. Mai ales îi spun istorică. I-a spus eroică pentru că sunt fapte cu adevărat de eroism ce au făcut oamenii aceia. Am întâlnit oameni bolnavi, oameni căruciori, crotire, oameni, femei gravide de 7 sau 8 luni, care au stat ore și la coadă. Oameni care aveau suferințe teribile. Unii au luat morfină. Avem cazuri în Italia, din Canada, au luat morfină ca să reziste la coadă. Oamenii care au plătit mulți bani, veneau de la 300-400 km cu mașina lor sau cu trenul și ca să încerce să voteze. Alții care au mers 1000 de kilometri cu avionul, în Japonia, de exemplu, sau tot la fel în Canada, din nordul Canadei, unde aveau secții de votare, spre Toronto. Și au plătit peste 1000 de dolari sau de euro ca să exprime un vot. Au stat așa, hotel, că toate astea au fost cheltuieli pentru ei. Dar au făcut-o. Și asta arată și cât de neserios suntem noi uneori, cei de aici în România, când spunem, de că nu mai trebuie să votez. Nu mai trebuie să votez. Dar cine să voteze dacă nu votăm noi? Cei care avem pretenția că judecăm. În votul nostru nu dăm așa, închidem ochii și votăm. Când un om o sacoșe cu mălai și un chil de ulei și ne-am dat vot într-un fel. Avem pretenția că nu mergem după fenda, mergem după fente, ca la fotbal, cum se zice, după fenda televiziunilor care fac propagandă mincinoasă. Și le știți foarte bine. Că aproape că este o realitate paralelă. Este ceva de te gândești cum poți să ajungă până acolo. Dacă noi nu votăm, cine să voteze? Avem pretenții ridicate, sigur, la partide. Vrem, chiar vrem, avem ștacheta sus. Dacă e prea sus și nimeni nu poate ține pe ștachetă, peste ștachetă, e o problemă noastră. La Olimpiadă se dă se acordă titlul olimpic la săritura înălțime, de exemplu, chiar dacă niciun săritor nu trece peste 2,30 sau peste 2,20 sau peste 2,10, se dă până 70 sau până 90, cerca să zice mai sus, ia titlul. Nu este, nu rămâne vacant titlul acela. Așa și în politică, nu rămâne vacant titlul. Dacă oamenii care sunt foarte pretențioși, foarte severi și bine fac că sunt așa, dar dacă urmarea acestor așteptări ridicate, ei refuză să voteze, ei fac un mare rău și fac jocul acela pe care de fapt îi incriminează. Voi nu mai dați votul nou și vă pedepsesc când mă la vot. Nu îi pedepsesc deloc. Pentru că aceia pe care să spunem, ai cea mai mare revoltă, aceia vor câștiga. Votul tău
Nu există, votează alții și valoarea voturilor lor e mai mare. Cumva votul tău e preluat și de alții. Ei, diaspora a dat o lecție că trebuie să votăm. Dacă ar fi după mine aș introduce votul obligatoriu, sigur nu stai nimeni în capul dacă nu votezi. Dar o sancțiune, o amendă poți să iei. O sancțiune, nu, 500 de lei pe, să plătești un vot. Și atunci ar veni 80% dintre oameni la vot sau 85% și atunci am avea o reprezentare și mai bună. Și atunci vă spun sigur că pericolul ca noi să cădem în mrejele unei stângi neobolșevice, nereformate, aș pune pe alocuri antinaționale, pericolul acela ar fi îndepărtat. Altfel, la participare slabă, pericolul acela este foarte, foarte prezent. Poate credeți că am spus prea mult. Nu. Este un pericol geopolitic. Uitați-vă în jurul nostru ce se întâmplă, uitați-vă cum se colorează în roșu, uitați-vă cum o putere militară de la răsărit de noi pe hartă are cel mai mult pământ de pe planeta asta și nu se satură, mai vrea pământ și de alții, deși nu e în stare să administreze propriul teritoriu, care e baragine și care îi vai de el, așa, în schimb mai vor pământ și vor pământ și ocupă acum teritoriul și în Moldova, și în Ucraina, și în Georgia, și ar ocupa și mai departe, dacă ar putea, avem șansa că suntem în NATO și nici o țară NATO deocamdată n-a fost într-un fel sau altul atacată sau ocupată de prietenul nostru de la răsărit. Am văzut că zona, vă spun cistic, nu mă oferesc, că spun, dincolo de partidele astea care sunt pe față, aș spune, cu rușii și pronunț numele PRU, din fericire nu o să intre în Parlament, dincolo de un partid ultra corupt, pur și simplu, care s-a făcut acolo o rezervație de penal, și vorbesc de Partidul Tăricianu, tot ce vede penal, cred că e o condiție să intri în partidul ăla, să ai un dosar penal, să fii condamnat în primă instanță, să ai o condamnare cu suspendare, să fi făcut pușcărie și să fi fost eliberat, atunci ai ușa deschisă la acel partid. Cred că pentru PNL, de exemplu, a fost o mare șansă că Tăricianu a devenit așa un aspirator de penal, că va curăța de mare măsură partidul. Și asta e foarte bine. Că vorbesc cu vacuățat, pentru că știu că sunteți mulți la PNL aici în sală. Sunt și oameni care nu sunt membri de partid sau așa. Dar partidul cel periculos rămâne totuși PSD. Îi spunem stânga pentru că se plasează cumva pe comportamentul propagandei de tip bolșevic. Minciună repetată la infinit. Nu adevăr, că propaganda asta înseamnă la bază. Propaganda. Adevărul rostite de sute de mii de ori până le intră oamenilor în cap. Adevărul neplăcute pentru concurentul nostru sau plăcute pentru noi. Uite, el, uite ce a făcut rău, uite, nu știu, în 10 ani n-a făcut niciun kilometru de autostradă și eu am făcut 7 viaducte. Ok, iau secvențele care îmi convin și le repet până când îmi convin că o parte electorală să voteze cu mine. Asta înseamnă propaganda tradițională și aia e și în Occident, bineînțeles, în bătăi electorale, propaganda bazată pe adevăr repetat la nesfârșit. Propaganda de tip bolșevic, care este vie în țării cu democrație inexistentă sau bolnavă, cu pseudo-democrație, gen Rusia, Turcia, acolo propaganda se bazează pe minciuni. Asta este în specificul acestei propagande de tip bolșevic. Acolo selectez cele mai oribile minciuni, cele mai percutante, iei 7-10 minciuni, mai pui 2-3 adevărul pe lângă ele ca să păcălești, să pui camuflaj și repezi la infinit până când l-a intrat în oamenii în cap. Sigur că oamenii mai cu mintea mai spințară nu pică în această capcană. Dar nu toți oamenii sunt, să spunem, ultrașcoliți sau ultra-înțelepți pe lumea asta. Asta este. Sunt diverse niveluri de dezvoltare individuală și de pregătire și intelectuală. Asta este un mare pericol, pentru că ați văzut acum 3 zile, miercuri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care nu mai citesc de acum, am aici articolul lor, pe telefon, am închis. Da? Deci, rezoluția aceasta spune foarte clar. Există o ofensivă, deci rezoluția și condamna această ofensivă mediatică, propagandistică, a Moscovei, a Rusiei, care urmărește destabilizarea unor țări din Europa, destabilizarea Uniunii Europene și sădirea sentimentului
că Uniunea Europeană este opacă, este o nenorocire pentru, pentru cetățenii acestor țări. Așa? Și cel mai vulnerabile în această privință sunt țările din estul Europei, foste comuniste. Aici mă apar și altfel de nostalgii, să mai, mă rog, o educație politico-civică mai precară, pentru că suntem mai tineri în asemenea exercițiul democrației, ceilalți măcar au decenii multe, măcar de la război încoace. Și spuneau acolo că pericolul este că în câțiva ani de zile, pur și simplu, Uniunea Europeană să devină o centrifugă din care anumite țări pur și simplu se proiectează în exterior și proiectul european să eșueze dacă, acum și nu mai târziu, Uniunea Europeană, prin Parlamentul European, prin Comisia Europeană, prin Consiliul European și țările componente nu iau măsuri severe în privința asta de combatere a acelei propagande veninoase și mincinoase a Rusiei. V-am spus asta pentru că acolo la PSD găsim un președinte de onoare care își are extracția în cei 5 ani la Moscova, în 50-55. O să vorbim un pic despre decembrie 89 și vedeți acolo care este rolul și ce, ce important, cât de important că vine de acolo. De asemenea, în acest partid găsiți oameni care, de exemplu, fostul premier V.V. Ponta, care este mare fan V.V. Putin și mare fan Erdogan. Acum s-a făcut și o punte de asta Erdogan cu Putin, s-a împăcat. Și ce mai jubilează pe Facebook V.V. Ponta, ce mai jubilează că s-au împrietenit ăștia așa peste Marea Neagră și că noi suntem într-un clește. Și de asemenea, ce bucuros este să-și pun acolo poza de cover pe Facebook, o poză de la Istanbul, exact din ziua puciului, puciului, să spunem, autopuciului, puciului generat de Erdogan sau stimulat de Erdogan însuși ca să decapiteze acum și justiție și tot de acolo. Din ziua respectivă, Ponta și-a pus acel cover și acum, în ziua de azi, e ca o declarație de dragoste față de Erdogan. Care Erdogan a luat cu avionul de prin la Baku din Azerbaijan și a dus la Istanbul, i-a reparat genunchiul și alte lucruri. Se leagă lucrurile. Vedeți, se leagă. Tot la Sochi, la deschiderea Olimpiadei de iarnă, sau la Baku, în Azerbaijan, la Jocurile Europene, inventate de Moscova, așa și boicotate de toată Europa civilizată, acolo, evident că dintre liderii Uniunii Europene din acel moment, doar Ponta era prezent, dintre liderii țărilor din membrii Uniunii Europene. În rest, toți dictatorii Asiei Centrale și ce mai vedeți dumneavoastră. Aceste semnale te pot amuza până la un punct, te pot distra iar până la un punct, dar trebuie să ne îngrijorezi la un punct de acolo. Nu trebuie să căutăm, domnule, la ce are Ponta, o fi ca Quebec, e rău, nu trebuie să căutăm asta. Chiar dacă îmi ridică semnul de întrebare faptul că generalul Costian, agent Ghereu, spion Ghereu, dovedit și autodeclarat și ca atare eliminat de armata de Ceaușescu de contraspionajul în anii 70-75-76, pentru că era pur și simplu omul Moscovei, de armata română, pe lângă alții, bineînțeles, chiar dacă el povestește într-un interviu, și am în carte aici treaba asta, că pe 22 decembrie 89, mergând spre Băneasa să fac bateri cu pumnul masă pe acolo, pe la școala securitate la Băneasa, să-și impună puterea sovietică și acolo, pe stradă a luat în mașină doi tineri entuziaști, revoluționari, care ziceau, ce, ole, ole, ce bine că Ceaușescu nu mai e. Și ce pe unul nu mai țin minte, că a rămas un anumit pentru mine, dar de unul mi-am amintit că l-am văzut la televizor, că a apărut în politică și că este actualul prim-ministru, că spunea cu o treia treaba asta, actualul prim-ministru Victor Viorel Ponta. De ce nu spunea cu răutate sau cu dușmanie? O spunea și cu simpatie, l-a luat în mașină pe Ponta și, adică un spion Ghereu te ia mașină. Da, dar e coincidență, o pun că e coincidență, o lăsăm aici. Și spun că nu este Ponta spionul Moscovei, că nu știu, are niște legături subterane. Dar vă spun că el este un fan al tipului de guvernare rusească și turcească în acest moment, pentru că după ce și el și Năstase și Lazar, după ce au cochetat cu Occidentul, ne place cu Occidentul, e frumos, mergem pe Costa Azur, facem shopping la Milano, nevestele trimitem în Parlamentul European, au și lefuri mari, au beneficii toate și pensii după aceea. Ce bine e să fim în Europa.
Dar până în punctul în care Europa tot bate cu pumnul masă și zice trebuie DNA, trebuie să avem justiție, trebuie să avem stat de drept, trebuie asta. Și trebuie ani, trebuie cutare. Și de gura lor a făcut niște instituții, că la un moment dat încep să lucreze, să funcționeze. Și când ele, când procurorii încep să ajungă pe la cercetăze de ăștia și zice, stați un pic, dosar pe da, dedicare imunității parlamentare, cutare. Ăștia încep să sperie, când văd pe năstați la pușcărie, pe voi groși la pușcărie, stați că nu ne mai place Europa felul ăsta. Noi vrem altfel de Europa. Și atunci s-au uitat la răstăriți și au zis, ce bine e Rusia. Acum dacă ești la putere, nu ești pe 4 ani sau pe 5 ani, acolo ești la putere pe viață, că puterea nu mai dai, Putin iese cu celălalt înainte de acolo, da? Așa, mai schimbă cu Medvedev, o cadă între ei, dar rămâne jupân, rămâne țar pe viață. Adică o simulată democrație. Acolo, dacă ești în cercul de preferați prezidențial, acolo poți să faci afaceri, să furi cât vrei și nu niciodată nu, nu are curajul procuror acolo să vină să te întrebe de ce ai furat. Nu există. A, dacă ești în opoziție, arestăm imediat. E, deci modelul rusesc, ce frumos e el că furi cât vrei și nu dai socoteală. Asta este slăbiciunea lui Ponta, de exemplu, și a Năstasele care se manifestă pe blogul său, zicând că de vreodată spune Năstase într-una, că ar fi bine să totuși se ne schimb. Am testat ce înseamnă Uniunea Europeană, ar fi cazul să ne reorientăm în geopolitic și să vedem că totuși afinitățile noastre naturale sunt cu în blocul euroasiatic. Adică de la noi spre Mongolia și Kazakhstan încolo, trecând pe la Moscova. Deci ei au început să spună pe față lucrurile astea. Deci nu e joacă asta că, domnule, pericol rusesc. Nu, chiar este. Chiar este în momentul de față și avem suficiente cozi de topor aici în țară, așa cum am avut întotdeauna, care să facă jocul. Evident, noi trebuie să fim atenți, să nu le dăm putere politică prea mare, că atunci joc le fac. Ia uitați-vă la Dodon, ce a spus astăzi. Dodon, despre care Ponta, ca idee, n-a spus un cuvânt critic pe pagina de Facebook, unde e foarte activ de altfel, nici în preziua alegerilor din Moldova, nici în ziua alegerilor. Așa un întreb, măi români, ăia care mai credeți în mine, votați-mă Maia Sandu. Nimic n-a spus, a tăcut, a jubilat după aia când a ieșit Dodon. Pe internetul se vede că jubilează. Ce spune Dodon astăzi? Singura greșeală a Rusiei în 1812 a fost că s-a oprit la Prut. Adică atunci armata țaristă trebuia să meargă până pe Carpați și să ia toată Moldova. Asta e ideea. Că dacă o lua pe vecine și nu mai vedeam. Și acum se zbate să spună că el întrebă orice negocie cu Uniunea Europeană și că duce direct Moldova în Uniunea Euroasiatică, bineînțeles, cu centrul la Moscova. Lucrurile astea sunt foarte periculoase. Ne jucăm cu focul până când așa cum s-au jucat de englezii, cum așa, Brexit, hai că o joacă. Acum nu știu cum îl scoate cămașa. Ieri vorbeau Tony Blair și John Major, doi foști prim-ministri, vorbeau de faptul că, în mod cert, e nevoie de un alt referendum în Marea Britanie. Adică nu joacă asta cu focul și a luat casa foc, sigur, la un moment dat trebuie să chemăm mobierii, hai să facem ceva, cum putem face? Nu știu cum să facă să scoată cămașa să oprească Brexit-ul. Au tot amânat activarea. De asta spun, e important, e foarte important, să avem grijă cum votăm. În cartea asta, nu trec eu o revistă prea multe lucruri, le veți găsi la voastră, sunt lucruri care vă vor revolta, sunt lucruri care vă vor amuza, sunt lucruri care vă vor emoționa. La capitolul Revoltă o să vedeți că sunt pagini întregi de diversiuni mediatice oribile, ordinare, susținute de televiziunilor de propagandă alimentate cu bani de pe la Crescent, forați cu bani de pe la bugete, ministere, dați de porta prietenului Ghiță, alimentate cu 10 milioane de euro, să aibă resurse să mintă, să facă această propagandă pe care o vedeți și în aceste zile, violentă, aș spune, propagandă cu minciuni de asta, strigătoare la cer, da? Asta este. Dacă ei își permit și dacă CNA-ul nu funcționează, că e paralizat politic, și dacă își găsesc și clienți care să-i creadă, ei fac mai departe treaba asta. Este pur și simplu propagandă de tip bolșevic. Minciună. Inamicul politic este diavolul în persoană. Cum în 89 Ceaușescu, pe lângă că avea imaginea pe care o avea și nu-i credeam ce era spre el, dar câteva zile i-au creat imaginea unui Dracula sângeros care omorâse atunci, în decembrie, peste 60.000 de români, care
lua sângele pruncilor, așa că se vorba atunci pe televizor, se spunea, George Băinescu cu Bradă și cu ăștia, omora prunci, copii mici de câteva luni, ca să le ia sângele, ca să crească el la sfârșit să fie nemuritor, care arunca în aer depozitul de sânge de la spitalele din București, toate nebunile posibile, o trăvea apa și celelalte. Deci atunci trebuia tot răul să ducă pe Ceaușescu, trebuia diabolizat de 100 de ori mai mult decât era el diabolic. De ce? Ca să capteze el tot răul și toți ceilalți din jurul său, cu Iliescu, cu Burcan, cu ceilalți, să scape fără să se întâmple nimic, să nu dea niciun fel de socoteală, pe ideea că tot răul era Ceaușescu și gata. Atât. Nu conta că Burcan scria scânteia moartea lui Mariu, moarte brătienilor, afară cu regele din țară, scria prin 45-46 în scânteia editoriale, Burcan. Și după aceea venea să ne învețe democrație din 89 încoace. Nu conta că păi erau agenți sovietici, militari și ceilalți, nu conta că Iliescu era format la Moscova și în brigăzile, în liceu 47-48, în brigăzile roșii care mergeau în Albania să învețe și pe albanezii să ajute pe Enver Hoxha să-și impună dictatura și acolo. Nu conta lucrul ăsta, conta că e Ceaușescu cel vinovat și cum vorbea atunci. Ați văzut aminte? Ieșim din 25 de ani de tuneric, dictatură sinistră, 25 de ani, 25 de ani. Ne-au băgat 25 de ani, ne-au bombardat creierile pe televiziune atunci, încât noi, nu știu, poate eu nu eram suficient de matur la 21 de ani, dar aveam dascăl la facultate, care nu și-au dat seama de fapt că e o minciună oribilă asta. Cum? 25 de ani a fost dictatură în România? Dar până 65 ce-o fi fost? O democrație, ce? Democrație populară. Cea mai cruntă dictatură a fost stalinismul ăla, dur și continuat cu Hrușciov. Când atunci n-au decapitat elitele, atunci ne mureau oameni de fază pe la canal sau prin pușcările comuniste. Mai mult decât după aceea, în 64, eu, ultimii dețiuți politici și la presiunea Occidentului, sunt eliberați și Ceaușescu prinde o perioadă de ușoară destindere, ușoară încălzire, așa, și se trece pe naționalismul, pe comunismul naționalist, îi place treaba asta că îl face popular și și-a joc cu Ceaușescu bineînțeles, și atunci avem o perioadă mai așa. Deci nu putem compara, de exemplu, maturitate, din punct de vedere crimelor făcute, perioada Ceaușescu 65-78, de exemplu, cu perioada 47-64. Nu avem cum să comparăm. Evident că a fost mai dură cealaltă. Ceaușescu, după aceea, bineînțeles că, cuprins de boala puterii absolute, devine și paranoic și face toate nebunile și tâmpenile posibile și devine infernal. Dar cu toate astea și în perioada lui infernală a anilor 80, totuși nu trimitea sute de mii de oameni pușcărici la canal pentru ceea ce spuneau sau ce gândeau. Noi nu cunosă frica, tăceam. Devise cu toții o țară de lași. Poate că așa am supraviețuit, poate că nu putem condamna pe nimeni că n-au lași în piața publică să înfrâne pe Ceaușescu și sistemul său. Ei, dar ei ne mințeau că au fost 25 de ani de dictatură. Ce? Vă dați seama acum, dacă îi întreb pe toți aceia care au vorbit de mine, ce e la capul vostru? Ei știau foarte bine, pentru că mai toți de acolo, din puterea care a venit 89, pe care noi ne doream democratică, liberă, gata, o nouă etapă luminoasă vine în viața noastră în sfârșit, după dictatură, mai toți ei de acolo erau părtași la crimele stalinismului sau proveneau din familiile respective. Păi Peter Roman, băiatul lui Walter Roman. Păi Ion Iliescu este fiul lui Alexandru Iliescu. Iliescu însuși și Burcan, bineînțeles, și Bărlădeanu și ceilalți și atinseseră maximul de putere politică sub Dej. Iliescu e un caz particular că mai sare o treaptă în sus chiar numele de Ceaușescu în 68, secretar cu Agana CC al PCR, locul Drăghici. Se referea Ceaușescu cu Alexandru Drăghici, pe cazul Pătrășcanu. L-a eliminat pe Drăghici pentru că îl simțea că e ostil și poate fi periculos. Și atunci s-a făcut loc vacant și tot Ceaușescu, aveți stenograma aici în carte și în sfârșit Ceaușescu, stenograma plenarei CC din aprilie 68, când Ceaușescu însuși îl numește pe Iliescu, îl propune și toți tovarășii în majoritate îl acceptă
în conducerea de sus a partidului. Avea a treia poziție în partid. Până în 71, trei ani de zile, a fost al treilea om în Partidul Comunist, Iliescu. Până când Ceaușescu a observat că, vorba Elenei Ceaușescu, că e intrigant ca Tasu, așa spunea Elena Ceaușescu, și atunci l-au îndepărtat pentru că se simțeau periculos și a mai fost ceva. Ceaușescu, de la un punct încolo, el temându-se teribil, el fiind produsul sistemului sovietic-stalinist, știind care sunt metodele, a folosit acele metode ca să ajungă la putere, iar după aceea s-a temut de ele și a încercat să îndepărteze din zona de decizie politică sau militară, să îndepărteze pe cei care făcuse studii în Uniunea Sovietică sau aveau soții rusu aici. Și i-a îndepărtat din armată, i-a îndepărtat din politică, nu i-a trimis la munca de jos sau pe șantier, pentru că ei aveau protecție sovietică permanentă și știa că poate să întindă coarda ce au și spus că altfel era, dacă îi supăra prea mult pe rușii, era jale. S-a temut mereu de ruși, de americani niciodată, pentru că știa că americanii nu au alte metode și nu au treabă. Uitați, în decembrie 89, s-au întâmplat simultan două evenimente. Rușii intră în România și după aceea o să mă explic cum au intrat rușii în România, că pare că n-au intrat, nu? Și americanii intră în Panama. Rușii îl capturează pe prin oamenii lor, îl capturează pe Ceaușescu și îl execută, americanii îl capturează pe Noriega la el în țară, îl duc în America, îl judecă, îi dau închisoare pe viață pentru trafic de droguri, pentru diverse astea și în viață și astăzi. Deci nici după 27 de ani n-a murit. Adică nu l-au executat, trăgeau trei gloanțe de el și terminau cu el. Nu, asta e metoda occidentală. Metoda rusească asta este și nu de la familia țaristă pe care au lichidat-o în 1918 la Ecaterinburg, în Casa Ipatiev, în Urali. Ci de la PVA țarilor. La ei se știe foarte clar. Ăla care îți poate fi luată adversar politic și s-ar putea lua ție capul, ia-i tu capul mai înainte și te-ai povestea cu el. Și du-te la familie princiară, la familia trăiesc, de exemplu, și caută-i toate vrăstarele, pe toată Uniunea Sovietică, pe toată Rusia, s-au prins străinătate și lichidează-i pe toți. Că oricând de la un os domnesc se poate reface casa imperială sau țaristă, sau, mă rog, monarhică în alte țări. Deci asta e metoda rusească. Așa au venit la 1989. Și ușor, ușor, vedeți, am plecat de la ideea că eu fi roșu, minciunile astea care se propagă din 1989 până în zilele noastre, dar ele au rădăcinile mai de mult, și am ajuns la 1989. De acolo pleacă răul nostru de astăzi. Masiv. Sigur că e vine mai de mult prin educația pe care, mă rog, pe care o avem uneori, așa, o bună parte din populația României, astfel încât această populație sau această parte a populației acceptă ușor ca unul care e dovedit că i-a furat pe acei oameni teribil de mult, iată, a fost 10 milioane de euro, a fost 50 milioane de euro, a fost 100 milioane. Și dacă îi pui pe aia, pe baronii partidului respectiv, la un loc, au furat miliarde de euro. Și oamenii trăiesc mai prost. Și acei oameni, în loc să-i pedepsească pe ăștia, măcar prin faptul că le dau votul, o parte dintre ei merg și votează mai departe. Aproape ca sindromul Stockholm. Victima își adoră călăul la un moment dat și nu poate trăi fără el. E bine, în 89, gândiți-vă că pe 22, și acum încerc să comprim foarte mult, pe 22, atâta cât a fost revoluție, revoltă, în stat, toate au fost un ghem așa, nu mai intru detalii, dar aveți în cărți. Dar în 22 se încheie totul. Componenta revoluționare de stradă, care a existat, chiar dacă inițial stimulată de profesioniști acestei ridicare maselor, și vreau de exterior, că în interior nu prea se formaseră embrioni, că nu permitea, să spun, regimul sever al Ceaușescu treaba asta. Crea o nuclee serioasă de contestare sau de acțiune. Și atunci mi-au exterior. E bine, dar cu Luzinci aduse testate la motor că prind foarte bine, cu Timișoara care niște profesioniști spar vitrinele așa una după alta ca la manual, opresc un tramvai, mă opresc, unui tank îi fundă țeava de eșapament profesionist cu un dop adus de unul adus, nu mai știu, așa, și fumul iese înăuntru și militarii ies de acolo speriați că se intoxică și un profesionist ia la fel
ia gâtul lui militar cu toporul și sigur ceilalți doi militari speriați când văd sângele că îi stropește din gâtul comandului lor, trag cu mitraliera și așa sunt primii morți la Timișoara, după aceea sigur, morți din mulțime, care treceau ca disperații, că s-au speriat și treceau în direcția spre ea. Ăsta se face pierdut, e fapt dovedit, așa, documentat. Se face pierdut în mulțime, când mulțimea zice, ăla e criminalul. Și atunci apărau încă 2, 3, 4, 5, acolo cine, lua în brațul pe ăsta, care, ăla, și îi blocau pe oameni, practic, să-l umărească, ăla, și ăla se pierdea mulțime. Se fac lucrurile astea, nu numai, nu s-a inventat, s-au aplicat în România prima dată, se fac întotdeauna. La Revoluția franceză, în 1789, pe lângă marea minciune că a căzut Bastilia, unde erau 4 inși cu totul, mare căderea Bastiliei, erau pușcărie goală, ca zic așa, a fost o mare, mare diversiune, cu numărul de morți, ca și la noi, cu numărul de morți, nu? Peste 60.000 de morți. Au umplut o căruțe cu astea, cu paie, cu cent de porumb de astea, deasupra au pus două cadavre luate de la cimitirul săracilor, două cadavre aici, două cadavre dincolo. Le-au dus prin un arondisment, prin alt arondisment, după aia prin altul, plimbau căruțele trase de doi cai, peste tot. Astfel încât, evident că plebea pariziană începe să bârfească și zice unul, am văzut eu o căruță plină cu morți. Că dacă îi vedeai într-o căruță Iisus pe doi, credeai că toată căruța e plină cu morți, cu cadavre. Am văzut o căruță plină, 20-30 de morți acolo, cât o fi. Și eu am văzut o căruță plină cu morți, și o căruță. De fapt erau două căruțe cu totul, cu patru morți în total, care nu erau morți făcuți de bubori atunci, regimul bubonii, tiranii, cu tare, așa, de regii frații atunci, ci erau morți de la cimitir aduși. Și sigur că lumea s-a înfierbântat, cum ăștia omoră, zeci, sute, mii de oameni să omoare, nu se poate, nu aveau atunci canale de ce pică să transmite treaba asta, dar aveau Radio Șanțu, cum se zice, de vorbă în vorbă. Pe la Timișoara, ce aflăm noi? Pe 18 decembrie. Pirat din Europa Liberă, pe care o ascultam cu sfințenie și sigur, poate a fost intoxicată și Europa Liberă, dar cert este că acest lucru s-a întâmplat. Citând dintr-un ziar francez, care citea la rândul său un ziar iugoslav, Iugoslavia avea, mă rog, coșul iugoslav la Timișoara, intra de 3 ori pe zi cu valiza diplomatică, scotare, ducea în afară ce mărturii dovezi scotare și intra la fel. A ajuns ca Europa Liberă să spună, iată la Timișoara barbaria ceaușistă unde a ajuns. Femeile și arătau poze în ziar francez și așa la radio explicau ce vedeau în ziar. Iată, ne uităm în ziar, sunt poze cu femei spintecate pe burtă pentru a fi scos pruncul din pântece. Și au murit și mama și pruncul, bineînțeles, au murit. Și după aia, cu sute cu strâmă chimpată. Așa erau pozele făcute. 4-5 femei în felul ăsta pozate. Ulterior, am aflat și am întrebat pe Emilio Răzeanu, mi-a și explicat că și ei au luat acolo, au fost intoxicați incredibil. De ce? Dar nu aveau cum să verifice. Dar niște specialiști au avut grijă să intoxice aceste mijloace de propagare a informației. Și erau femei, exact ca și anul 1789, de la cimitirul săracilor, moarte de 2-3 săptămâni. Erau copii morți de pe la maternități sau, în fine, tot la cimitirul săracilor ajungeau cei mai mulți. Luați de acolo, scoși din groapă, nu uitați în putrefacție, puși acolo pe jos, unul lângă altul, femeia, cadavrul despicat și pusul cu sâmbă închipată, facem poze, trimitem pe rețeaua asta. Sigur că, pentru a reuși să crești revolta în oameni, să-i faci și determini să-și învingă frica în primul rând, e nevoie și de asemenea diversiuni, probabil că la fel n-ai cum să convingi oamenii să iasă în stradă în fața mitralierilor. Poate că e nevoie. Nici măcar eu nu incriminez aceste minciuni, doar trec de vista aceste diversiuni. Am alte două probleme. Unu, că aceste realități nu sunt recunoscute astăzi. Așa cum au fost ele, da, domnule, uite, am apelat la aceste trucuri ca să scăpăm de Ceaușescu. Nu vreau să scăpăm de Ceaușescu? Ba, voia, ok, foarte bine. Și doi, alt lucru care este îngrozitor, este acela că odată,
odată ce și-au atins scopul cu domorârea lui Ceaușescu și arestarea lui și, practic, dizolvarea tuturor instituțiilor ceaușiste, misiunea revoluționară, inclusiv cea provocată de specialiștii aceștia, s-a încheiat, s-a trebuit să încheie. Din păcate, România a urmat etapa a doua. Și etapa a doua, aici la Arad, au murit oameni pe 21, ca și la Timișoara. La fel la Sibiu, la fel la București și la Cluj. Dar din 22 nu trebuie să mai moară nimeni. Nu mai era o motivație, nici politică, nici de altă natură. De ce? Ce au știut cum mai e? Sute de mii, milioane de oameni sunt pe stradă și jubilează, televiziunea strigă tiranul, satracul, îi scoatem ochii pe tablouri, îi punem mustăți, îi punem colț de vampir, facem ce vrem cu el. Da, Ceoslovacia, Ungaria, Polonia sunt țări în care Gorbaciov înțelege cu americanii, cu vestul general, în care Gorbaciov și impune o echipă favorită. Adică îi dăm deoparte pe dinozaurii staliniști, pe Honecker acolo, pe Gustav Husak în Ceoslovacia, pe Janos Kadar în Ungaria, chiar și pe jur de 15 noiembrie, înaintea Congresului Ceaușescu, chiar și pe Todor Șivcov în Bulgaria, printr-o luptă de palat. Au votat ăia, l-au distruit. Că acolo aveau rușii, aveau preeminență. În România n-aveau. Ceaușescu îndepărtase tot ce era cu legătură într-un fel sau altul la Moscova, că se temea de ruși. Știau că ei vor da o luptă chiar în birou politic. Cum i-au dat și rușii și nu rușii, au fost 64. Repet, Șivcov în 89 noiembrie. Și atunci, și-a impus Gorbaciov aceste echipe, pe, nu știu, Egon Krenz în Germania răsărită, la început de atunci, 89, pe nu știu care, prin Ceoslovacia, prin Ungaria, nu mai țin, de carte se trecuți toți, pe Mladenov în Bulgaria. Pentru România l-aveau ales de multă vreme și promovat prin Europa Liberă pe Ion Iliescu. Numai că, în acele țări, în care schimbările se făcuse cu niște luni înaintea României, în acele țări, această formulă n-a rezistat. Oamenii, odată, simțind, nu atât pe restorica care înseamnă reformă economică, așa, și un pic de privatizare, un pic de inițiativă privată, așa, ca mandatarii, să-ți pot face o firmă cu 2-3 oameni, un fel de PFA-uri, așa, vă comuniștii. Atunci, în Ungaria erau valabile, deja în anii 80 și în Iugoslavia. Așa, pe lângă asta era și Glasnost, care înseamnă transparență. Adică, s-a stabilit la Moscova că în aceste țări, dominate de Uniunea Sovietică, de Moscova, până la Berlin și până la Viena, aproape, să permite oamenilor să-și mai pună și impăsurile. Să aibă voie, fără să fie arestați sau să fie pedepsiți în un fel, să aibă voie să-și critice primul secretar, să-și critice un ministru, să-și critice orice unde apă de partid. Dar metoda asta perfidă de a-i întoarce pe oameni, că asta e încercarea, să întoarcă pe oameni ca pe o majoritate, la un moment dat să fie ostil Uniunii Europene, ostil NATO, ostil americanilor și favorabil, nu Rusiei, că nu vor reuși treaba asta. Rusia, repede, nu există treaba asta. Dacă încearcă treaba asta, e prea pe față și se va întoarce ca o bumerang împotriva lor. Dar încearcă altă diversiune mai subtilă. Și anume, băi, dar de ce să fim noi, mă? Fie cu rușii, fie cu americanii, fie cu Europa și cu Bruxelles. Mai nu suntem noi, mă, suficient de mândri să fim noi, să avem demnitatea ceva, să fim noi și noi cu noi înșine și cu asta basta. Nu, ce ne trebuie nouă să fim sub apucul Moscovei? Ei sunt de stai să zică treaba asta. Chiar propaganda rusă e atât de perfidă că zic, ne trebuie nouă cizma rusească sau să fim colonia Occidentului. Și atunci omul să zică, da, nu ne mai trebuie, suntem duși. Când ești singur în lumea actuală, ești prea singură. Te poți opune vreodată unui mari puteri, nici vorba. A putut, Ucraina e mai puternică decât noi, așa, un pic mai puternică și mai mare ca teritoriu și cu un arsenal militar interesant, dar n-ai nicio șansă în fața Rusiei. N-ai nicio șansă. Dacă i-a ocupat Crimea și a ocupat și Estul, dacă vrea Rusia să mai ocupe și Odessa, o ocupă. Dacă vrea să vină până pe brațul care Chilia, parcă de graniță, așa vine până acolo. Poți să oprești Rusia, nu poți. Noi românii avem șansa că fiind NATO, nu se va întâmpla treaba asta. Dar, ia vedeți-vă că întorc populația împotriva Occidentului,
Populația zice, votăm pe Dodon al nostru și Dodon al nostru cu guvernul și cu parlamentul zic, rupem treaba cu aeroportul, mergem cu rușii. Se poate? Se poate. E posibil și acela. Sigur că avem anticorpi, sigur că putem să ieșim un milion de oameni în stradă și spunem, băi, Dodon e al nostru, cum te numești. Ia marș tu acasă că te călcăm în picioare. Să ne scoți din unde aeroportul, nu o să-ți permitem. Chiar dacă, nu știu, din orbire sau din prostie, ți-am dat votul. M-aș opri aici, spunându-vă că în aceste cărți găsiți o lectură și spectaculoasă și 100% adevărată, nu este ficțiune, nu sunt romane. În film găsiți la fel realitate documentată, nu este un, o pelicură, un film artistic. V-aș recomanda această carte, care i-a făcut cu adevărat un preț special, peste tot ea s-a dat cu 20 de lei. Am spus că de când începe toamna, chiar de pe campanie, această carte, eu vorbesc cu editora să fie de acord, să o dea cu 10 lei peste tot. De ce? Pentru că vreau ca această carte să ducă la cât mai mulți oameni, pentru că este și un foarte bun ghid de campanie. Nu mi-am propus să fiu nici cu PNL, nici cu Iohannis, nici cu Băsescu sau cu altcineva. Mi-am propus să fiu cu adevărul. Și adevărul, o să vedeți aici, vorbește de la sine. PNL-ul are o situație privilegiată pentru că a fost, spuneam, a fost în fruntea tăvălugului care l-a dus la președinție pe Iohannis și mai ales l-a stopat pe Ponta. Adică Iohannis a fost totuși candidatul PNL, deci poate revendica PNL victoria. Dar multe alte segmente a societății și-au dus contribuția la treaba asta. Inclusiv oameni care le-au treabă politică. Dar s-au mobilizat foarte bine și a fost un record de participare la vot, atunci 64%. De prezență la vot. Sper să avem și acum măcar 54-55% și așa parlamentare fi foarte mult. Chiar și cu 52% prezență, eu sunt optimist că procentele PSD-ului vor fi undeva la 36-37% nu mai mult. Și atunci, neavând nici președinte care să desemneze prim-ministru, nu va ajunge. Pentru că vă spun chestii, ne-a costat tare mult guvernarea lui Ponta. A fost infernal, din toate punctele de vedere. Eu, personal, dacă vreți, ar simt-o pe pielea mea. Faptul că două televiziuni importante, la care mergeam de multă vreme și care nu mă plăteau, mergeam ca invitat și chiar invitat permanent, dar aduceam audiență bună, aduceam credibilitate, atât cât puteam o să aduc, două televiziuni au spus niet, interzis, nu mai ai acces aici. Prin culise, oamenii, ca să știți, au spus frate cartier, nu te supăra pe noi. Ne calcă Ponta pe cap. Înțelegeți, știu că ne blochează toate fondurile, toți banii, că sunt publicitate mai de pe la stat, că sunt publicitate privată cu influență de stat, deci indirect de la stat, pur și simplu ne blochează tot. Dă faliment de 3 luni de zile, înțelegeți? Să fiți sănătoși, nu o să mai scandal cu treaba asta, doar am priceput cine încă o dată plus și e Ponta. Dar România cât a suferit. Dar gândiți-vă că în ultimii 2 ani de prim-ministru, pur și simplu, n-a mai fost primit în Occident, n-a mai avut întâlnire oficială cu nimeni. De ce? Pentru că s-au săturat și ea să vină unul să-i mintă halul ăsta. Le spunea ceva acolo și dădea și listă cu 11 puncte de semna și venea la, nici nu ieșea bine pe ușa afară când vedea camerele de televiziune și mințea, spunea exact pe dos. Incredibil. Mințea. Adică da, în viața mea n-a fost un mincinos mai mare. Nu politică, în viață. N-am văzut un mincinos mai mare. Și cum să vă spun? Minciuna mă revoltă cel puțin la fel de mult ca hoția. Pentru că știu că unul care minte, pasul lui va fi să fure. Pentru că asta sunt legate între ele. Altă o lipsă de caracter, în primul rând. Și mă durea fizic să văd minciunile lui propagate și ridicate la rang de mare adevărul și de uite ce lucruri înțelepte mai vorbe înțelepte spune Ponta. Nu mai suportam, pur și simplu. Să dați seama că nici partidul lui nu l-a mai suportat, că l-a mai dat mai departe. Că un produs mai prost decât ăsta nu putea scoate în față. Dar iată că defilează mai departe cu el, pe la Gorj, pe la mine, pe acolo, eu sunt Gorj, au patru la mandat să le ia acolo, și ce să facem? Șansa noastră este să fim activ civic, să punem adevărul și dreptatea înaintea a orice și să participăm la vot. Ăsta înseamnă și spirit civic. Dacă nu suntem în stare să dăm un vot, atunci chiar că nu mai suntem în stare de nimic și nu mai putem pretinde nimic. Important și dumneavoastră să-i scoateți pe oameni la vot, să-i convingeți că altfel îi duce la absurd, îi duce să voteze, să decide soarta unei națiuni 10 oameni, care și ele se comprimă într-un om,
dictatorul absolut, că asta făcea comunismul. Ce vă trebuie vouă vot? Spune noi ce, de ce aveți nevoie. Și China îi întreabă aia dacă votăm sau nu. În Hong Kong, ca o perioadă, Hong Kong în 97 de la Marea Britanie, așa i-a tătat, după 100 de ani să revină Chinei, Hong Kong-ul, dar cu statut special. Și s-au angajat că mențin statut special și a făcut transferul atunci. Acest statut special prevede, pe de altă, că guvernatorul Hong Kong-ului este ales de populație, alege libere, libere. Din 97 până anul trecut, câți ani sunt? Sunt vreo cât? 20 ani aproape. Chinezii au respectat treaba asta. Au înțit sec, au înțit gălușii și așa mai departe. Anul trecut, prin prima oară, parcă, când au fost la cele manifestații uriașe, tot Hong Kong era în stradă, pentru că are o educație democratică, nu-l permite așa. Ce-au făcut oașii la Beijing? Au zis, alegeri libere. Vă dăm noi trei inși dintre care alegeți. Dar voi alegeți. Dar între așa trei. Au pus trei fruntași de-ai lor, da? Comuniști, și a zis, alegeți. Păi n-a fost vorba că voi alegeți. Păi nu alegeți, dar vrem să alegem pentru oașii libere înseamnă și să candideze. Deci dreptul de a candida, de a fi ales, și dreptul de a alege. Deci două lucruri, ai două sensuri. Nu numai așa, că așa Ceaușescu zicea, acum alegeri FDOS, alegeri putare. Dar pus odată și să, cred că am de armată sau în liceu, dar pus să votăm reducerea armamentului cu 5% în toată lumea. În cele două blocuri, NATO și Tatăl Vașovea. Și noi am votat 5% și NATO și putare. Și după aia, eram destul de nefericit. Bă, dar NATO să nu înțelege că noi am votat? Deci, în nebunia lui Ceaușescu, că dacă putem vota și pentru America și pentru Rusia, toți. Așa cum în Grecia, apropo de ce spuneam, și închid o altă buclă, că, domnule, poporul ăsta, dăm la popor câtare și când avem. Și când ajungem la subfruntul sacului și cu datorii uriașe, ce facem? Zic că ea de afară, bă, nu mai dăm bani. Bă, dați-ne că noi bancomatul nu mai dă decât 20 euro pe zi unui cetățean. Și nu mai vin pensii, nu mai vin salarii, ne sar și de-al cap, ne dau foc. Păi noi vă mai dăm vouă niște bani, niște nu mai dăm bani, vă dăm doar bănuți, dar trebuie să faceți niște măsuri să reduceți foarte mult costurile, ca scurtă vreme să nu mai fiți pe deficit. Că dacă voi adăugați noi împrumutul de ce aveți, e catastrofă. Ăștia au zis, bă, să strângem cu reaua, nu prea ne place, că ne-am învățat cu binele. Pensionarul grec avea pensii mai mari decât pensionarul neamț, care plătea pensia lui, în medie. Și au zis așa, bine, nu ne dați bani, era ca un șantaj ăsta, nu ne dați bani, să vedeți ce facem noi acum cu Grecia, în Grecia. Ce faceți noi? Facem un referendum. Și a făcut referendum și facem referendum, să vedeți voi că grecii nu sunt de acord cu majoritatea voastră. Grecii nu sunt de acord, ca voi să nu ne mai dați nouă bani. În ce demonie. Și ei au votat. Și noaptea jubilau că așa, și a doua zi se votă la bancomat și nu le-au bani, bancomat. Și au zis, băi Merkel, Frau Merkel, n-ai înțeles că noi am votat? Și care-i problema? Vrem bani. Păi dați-vă bani. Ați votat să vă dăm noi bani? Da, am votat să... Dar pe nemții ați întrebat dacă vor să vă dea bani, să vă dăm bani. Deci asta nu ține figura, te lovește realitatea acolo. Adică nebunia asta care mergi și dai cu capul în zid, din populism, populismul ăsta, este zic, o boală teribilă care poate infecta organismul unei țări pe lungă durată. Doamne ferește să avem populism și a stânga și a dreapta, să da, Grecia asta a avut 30 de ani, a avut două familii politice care au alternat la putere, dar cum te dau unul, zice, dai 10%, te dau de la 15%, bă, eu dau 20, bă, eu dau 30, și te dau și tot vi dau blana ursului din pădure. Dragi prieteni, am atacat mai multe lucruri, am încercat să fac o legătură între ele. Am ținut să atingem actualitatea, dar și să mergem în spate, să vedem de unde vine rădăcina răului. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș vrea să vă provoc la întrebări-răspunsuri, să facem o discuție interactivă, scurtă, ca să nu mai stăm multă vreme. E un partid politic tânăr, care a prins foarte bine București, foarte bine, care vine oarecum pe discursul antisistem, că ați guvernat și voi și voi și voi și uite că n-a fost tot mai bine, și care are o calitate, aduce la curs și oameni care au fost nu vota. În țară prinde mai puțin. N-a apucat să facă după aici locale, să facă structuri serioase,
Și zicea, multe locuri nu au o reprezentare consistentă, dar mesajul politic care vine la București va aduce voturi și prin țară. Și după părerea mea, USR-ul reprezintă șansa mare ca PNR-ul să poată guverna fără PSD. Adică această alianță de guvernare post-electorală PNR-USR plus eventual UDMR, plus poate, nu știu, dacă intră Tăricianu, dacă intră ALDE, dacă intră în Parlament, atunci probabil că se va rupe rapid în două și Daniel Constantin va merge pe dreapta și lasă pe Tăricianu cu pedalii lui acolo. Am zis că și discursul anticorupție îl ține numai Tăricianu, Daniel Constantin nu. Așa, nu dau seama ce poziție va avea Traian Băsescu dacă intră în Parlament cu PMP-ul, vom vedea. Dar ideea este că acest tandem PNL USR cu președinte Iohannis, că aici e ok, cheia, poate să guvereze după aceea fără PSD și ceea ce e foarte important. Părerea mea că dacă PSD va avea un an acum și încă 4 ani, sau măcar că 2-3 ani de lipsa accesului la Cașcaval, PSD-ul se va ofili și va intra în disoluție internă. Au probleme și cu leadership-ul, nu prea mai au lideri convingători sau lideri puternici care să nu aibă dosare penale, poate că pe la pușcărie va ajung cu toții, așa, nu poți să-și inventezi alți lideri, s-au dus cumva jos cu nivelul liderilor. Ca atare, e foarte important, ar fi foarte important ca președintele Klaus Iohannis să nu apeleze la soluția comodă după alegeri, soluția comodă fiind aceea PNL-PSD, face mare alianță de 70% și putem face orice în țara asta. Ar fi grav și pentru PNL că iarăși își lipește o etichetă de care acum se străduiește să scape, așa, și va fi rău pentru România, foarte rău va fi pentru România, pur și simplu. Și ce va fi la alegerile următoare? PSD cu PNL împreună vor lua 30% și un alt partid, poate USR, poate altul care vine, se înființează, va defila aceea. E părerea mea că e mai sănătos pentru democrație ca un partid cu istoria PNL să urmeze cursul actual de reformare internă, da? Și să devină cât mai puternic și mai credibil. Pentru că e suficient, e prea mult deja, ca un alt partid istoric numit PSD a ajuns nicăieri, din păcate. Poate vă întrebați de ce am eu cel loc PSD-ul. Iertați-mă. În 90 am votat cu Rațiu. Bine, acum spun că am votat cu Rațiu vreo 70% pentru oameni. Trebuia să fie președinte în primul tur. Așa. Și Ponta spune că am votat cu Rațiu. Chiar dacă nu prinsă 18 ani. Ce nu știu, a avut el parte de derogare pe acolo. Mi-a spus, nu-l caut să văd dacă au obținut derogare. Eu îl văd cum gândește. Un om care gândește atât de viciat, n-a avea cum să voteze atât de curat în 90. Deci, dacă am votat cu Rațiu 90, dacă am fost în piața universității la manifestația Maraton 90, ca student în București, dacă din ianuarie 90 participam la 20 ianuarie la meeting-ul Partidului Istoric PNL-PNC în Piața Victoriei împotriva Mărețului FSD, atunci înseamnă că de atunci m-am scris pe partea asta, n-am avut oscilații niciodată, n-am votat totdeauna cu același, s-au tot schimbat, dar n-am votat niciodată cu FSD, FDSN, PDSR, PSD sau orice alianță, coaliție din care a făcut parte. Nici cu USR n-am votat, când PNL a făcut parte de USR. A mers tot timpul pe dreapta, sau în orice caz, pe tabăra anti-Iliescu, dacă vreți, e mai simplu. Că cu asta, cu dreapta stânga, vedem că sunt mai îmbunghezit și la PSD decât toți în țara asta. Antena 3. Ce hram poartă? Că eu am făcut o impresia. Nu trebuie să-mi spună nimeni ce manipulează populația. Poate de propagandă, ca și RTV, ca și alt, după care și Găul TV a schimbat total magazul și așa. Sunt posturi la care, de exemplu, eu mergeam acum vreo 5-6 ani, înainte să se radicalizeze, să devină propagandă totală, mai făceau și presă înainte, la Antena 3 n-am fost niciodată. Dar am mai fost la știrile Antena 1 comentate, la jurnal, așa ca invitat. Mergeam la Realitatea TV, mergeam la România TV, la început, mergeam la Găul TV foarte mult. Mă rog, dar sunt posturi la care fie n-aș mai merge eu, fie mi-au închis ei ușile. De unde vin banii la antenele astea? Oh. Vin în primul din Crescent. Deci gândiți-vă că din decembrie 89 și până în vara lui 90,
Voi curăți cum se trezește cu avere de câteva sute de milioane de dolari. L-ați înțeles? E la butoane, e sistem acolo și prin crescent pe care el îl conducea, prin crescent, statul român, ca și prin Dunărea sau alte așa, statul român făcea exporturi. Laminate, cherestea, ureie, spuneți, armament, exporta, că de acolo le aveau banii de a validat datoriile și făcut Ceaușescu. Adică aveam excedent și că aveam rezervă deja în 99. Deci vedeam bani. Doar că banii ăștia vin cu un recul. Faci contractul în iulie, încep livrările septembrie, livrările, trimis vapoarele cu marfă și spune plata la 90 de zile, plata la 120 de zile. Că așa se fac plățile. Plățile prin Viena, prin bănci, prin astea. Păi gândiți-vă că ce am exportat noi masiv. Masiv, că Ceaușescu exporta masiv. Ce făceau fabrici numai de calitate, din toate domeniile exportau. Și lumea arabă, și prin Africa, și prin Asia, și prin America, nu vorbim de la ruși de dau, și prin Europa. Tot ce exportam, în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 89, banii ăștia au venit după 20 de 89. Doar că mergeau niște faxuri și niște telefoane, spuneam, bă băieți, vedeți că nu mai trebuie la crescente sau nu, creștet a fost al lui Tudela Noua, dar nu mai dați Dunărea S.A., dați la Dunărea S.R.L.E. Așa. Ei indicau un cont, ăia trimiteau banii. Cu ștampile, cu ministri, cu asta, cu asta. Că evident că luăm puterea politică, puterea politică mână-mână cu miliardari de carton pe care îi crea această putere, vedeau toate aprobările posibile și dau cuvânt și se ghidau ochii și ceva de parte. Aveam instituții care se funcționeze, procurori, DNA, nu iau atunci asta, stau în curte de conturi sau asta. Deci furau ce vă spuneam că e Rusia. Fur și nu ai nicio treabă. Explicați votul de la București. Votul? Da, din acest, votul de la București a fost un vot anti-PSD. O să vă contrariez. Un vot anti-PSD. Chiar dacă PSD are acum primar general și toți primarii sectoare. Aici, uriașa problema a fost modul de a vota, adică sistemul de vot, într-un tur. În turul 2, probabil că în afară de negoiții la sectorul 3, PSD nu avea niciun, n-ar fi avut niciun primar. Deci, odată, legea, care a trecut de parlament așa trebuia, aici cu multă ușurință și Iohannis a promulgat-o, trebuia să o atace pe la curte, să o facă, să nu moară pe ea de gât, și liberalii trebuia să fie mai energici în privința asta, să se vede cu lanțul de acolo, măcar să vadă toată țara că ei nu sunt de acord cu treaba asta, dar poate din lecția asta oricine învață. Și mai ales în campanie, incapacitatea partidului de dreapta, să spunem, de a face niște înțelegeri prin care, atenție, la primăria generală, cu cine merge? Merge cu Nicușor Dan, că este cel mai bine. Tot și azi trage candidații. Se dau mari probleme la ei acolo, la bază, dacă se află că ei mituiesc în anumite zone. Este pe bursă, pierde enorm, se decapitalizează. Dacă este un scandal pe tema asta. Statul român, ministerele din guvernul respective, n-au făcut contracte cu Microsoft. Au făcut cu ăla, cum se numea, Alufurică. USRL, care a spus, bă băieți, produim niște bani, da. Ok, uite care e treaba. Luați și voi 20 de milioane de licențe, scoateți, puneți la bătaie anual, contract ca să fie anual, că trebuie renunțate licențele, să luăm și noi vreo 20 de milioane de euro și îi împărțim ca tovarăși și așa. Păi da, zice, așa, noi punem mai scump ca să avem, să recupărăm. Așa, și ăsta mergea la americani și făcea un contract cu americanii și luau la prețul corect. Americanii vindeau la prețul corect. Unei firme din România, Fujitsu, Simons, da, așa, ia să zic Jujitsu, așa. Și mai departe era între români jmenuiala. Deci, Microsoft era licență Microsoft, dar de fapt nu Microsoft era în povestea asta. Deci n-ai de ce să arestezi pe americani sau pe aia directe de acolo, că nu i-au făcut jumătate. Au făcut sărele ăsta și cu ministerul. Vă rog. Da. Pe care eu am început dezastru. Da, Roma a început dezastru. Roma a început, pe care eu a continuat. Din păcate, proastele obiceiuri sau de ele, la ele s-a îndulcit și guvernul cu convenții democrate. Ca așa este, când vezi că jur. Asta e contagioasă povestea cu lăcomia, cu furtul asta. De asta, cu primii 7 ani erau vitali. Puterea a fost totală, nu a unui coaliții, ci a unui partid, a lui Iliescu, acolo. Deci dacă ei îi puneau o conduită politică și duceau România pe o cale, aia putea mai departe să meargă bine până ziua de azi. Dar dacă ei au introdus cancerul și să-l opereze greu după aceea. Vă rog. Deci,
De ce Băsescu nu mai e băsist? E o întrebare pe care o am pus și eu. Da. Electoratul său, care a pus preț pe justiție, pe stat de drept, pe normalitate, a rămas pe aceleași valori, el s-a deplasat la altă parte, întotdeauna. Plătește, că are probleme cu planul electoral acum. În mod normal, după ce ieși din mandat cu toată erodarea, după 10 ani de emergenție, era la 7-8%, părerea mea că putea crește fără să facă mari disprări, pe o anumită nostalgie și pe, mă rog, poziția în opoziție, putea să fie la 12-13% acum. Dar s-a dus în partea cealaltă, antijustiție. În jurul la greu pe Chiuveși și pe Livia Stanciu și mai departe. Nu. E o potecă pe care să ducă... Eu nu sunt dispus să merg pe acea potecă. Bonjour. Bonjour. Buda, da? Da. La Buda pe asta. Da. Adică de acolo, așa. Este terorist și eu. Da. Uite, dar vă știau ei vă treabă. Atunci am fost un prețul. L-am prezentat pe Ceaușescu la 82. Toată plăcine, cu ara, dinică, maghiară. Mă tine. Da, da. Da, da. Da, da.